Bă, băiatule, bă! Ce ați pățit aici? V-ați blocat cu tăță? Bună dimineața și bine m-am găsit la un nou vlog. Și suntem pe drum. Mai aveam puțin și ajungeam la destinație să merg să încarc. Și încolo am dat de un trafic de pereastră, Dumnezeu. Bă, frate, am vrut să filmez cu GoPro astăzi. Fiind o nouă zi, am început pe troc, frate! Da, da, da. Numai că am uitat bateriile acasă și aveam numai baterii la GoPro și s-au închis. N-am avut nicio șansă. Și acasă o să filmez puțin așa câteva cadre cu telefonul. Da, am început să lucrez pe troc o perioadă, nu știu cât, scurtă, lungă. O să fac deocamdată pe aici local, prin Detroit, pe la Grand Rapids, pe la Lansing, capitala Michiganului, prin Ohio, prin Kentucky, puțin, pe aia înapoi acasă. Încerc să fiu local, să nu merg mai mult de 2 zile, 3 zile. După aia, cu timpul, probabil că o să merg și pe la Texas și weekendul să fiu acasă, tot așa. Adică da, dați un like, un share, un subscribe, canal, life is good, enjoy și revenim cu un nou update, cum se face mai ziua. Bine așa. Am ajuns aici, frate, la încărcat, așa că am dus deschid ușile la trailer. Și începem munca din plin, hai că da, dați un like, un share, un subscribe, canal, like, pe scudin. Frate, era să uit manevrele, trebuie să dau înapoi, să... Hai că da, bun, așa, stați pe față. Și am băgat la DAC, frate. Așa că dați un like, un share, un subscribe, canal, like, pe scudin, enjoy și ne revedem cu un nou update pe traseu. Bă, dar mi-era dor de troc, frate, mi-era dor tare de troc. Era foarte tare dor de troc. Abia așteptam să mai merg, poate. Abia așteptam să mai merg. E ok, totul e bine? Da. Mai era un ghiep. Vede ce e... Mamă, ce m-am urtărit. Ce ai făcut, bobiț? E Freeliner Cascadia. Din 2017, parcă. Sau 18. Ah, ok, bun, așa. Normal, eu la Schneider am condus Freeliner Cascadia din 2022, parcă era la 21 sau 22. Nu știu exact. Da, a fost ok. A fost ok, mă, ne bucurăm că am început cu trocul, frate. Ce frumos e afară, a plouat din nou, dar acum e mai ok. De aici mergem, poate, în altă parte. Trebuie să luăm de aici 10 paleti și după care mergem în altă parte. Am parcat pe dintre, ok? Da, bun, așa. Bun, hai, ne revedem mai încolo. Trebuie să ducem ăștia 10 paleti la Warehouse, în Taylor, Michigan. De acolo mergem cu un alt trailer în Ohio. Probabil pot să conduce vreo oră, două. Mai știu să țin telefon, bă, dar îmi pare rău că nu pot să filmez cu GoPro, că nu am baterii, frate, deci nu, baterii nu am. Hai că da, dați un like, un share, un subscribe, canal, la Facebook de Enjoy. Abia așteptam să mă duc cu trocul, frate, numai că aleac mai greu prima zi, știi ce zic? Parcare lunară, că trebuie să doreze cam vreo 4 minute să parchez aici la DAC. După aia a durat încă vreo jumătate de oră pe traseu ca să mă învăț cu condusul. Bă, frate, ploua din numai, nu vedeam nimic. Uite acum și-o revenit, frate, așa de fain și-o... o liniștit ploaie deodată, mai picuri, așa, dar prea puțin. Și în rest, îi dăm înainte, dați un like, un share, un subscribe, canalul, like, it's good, enjoy. Bă, hai să vă arăt aurul acestei lumi, golul, before backing, înainte să dai înapoi, să uiți la golul ăsta. Get out and look, ieși afară și uite, deci să vezi dacă tot e ok. Tare mă gândesc eu, că trocul ăsta a fost al lui Schneider, frate, știi de ce zic? Din cauza că e culoarea asta așa orange, red spre orange, e un fel de roșu spre portocaliu. Și mi se pare în alea că am alea că impresia asta că cred că o mută în mușnaică de portocaliu. Da, hai că și da, ori așa asta. Lucrăm aici local, normal compania asta, compania de aici din Michigan, dar are foarte multe cursuri la Texas sau are multe cursuri la Ohio, la Kentucky. Bun, așa. Deja încep să ne face. Așa, e bagă acolo, mă. Avem ceva piesă auto de aici.
Hai că da. Bun, ne vedem mai acolo. Da, frate, am venit la warehouse aici și am lăsat. Am lăsat marfa și acum mergem la Ohio, 3 ore jumate de mers, avem 2 pick-up de acolo de adus aici înapoi în Michigan. Uite acolo, trucul meu l-am lăsat. Și mergem acum în drum. Deci am făcut un pick-up la o oră de aici, am adus la warehouse și acum mergem înapoi, mergem în altă parte, în Ohio, la 3 ore jumate. Avem 2 pick-up-uri și venim înapoi la warehouse și după aia tot așa, înainte. Dați un like, un share, un subscribe, canalul Life is Good Enjoy. Băi, s-a făcut soare frumos, după o ploaie mare, s-a făcut soare frumos, băi, mă bucur, îmi place foarte mult. No, frate, că am ajuns la încărcat în Ohio aici iară. Frate, m-am dus pe acolo, m-am dus pe aici, m-am dus pe dincolo. Până la ora am reușit și au zis că la Duck number 3 să bag. Păcate parcare și mic, așa. Aici. Între astea două trailere. Și acum trebuie să mă duc, trebuie să aștept să-mi parc aici. Și după aia de aici încă 20 minute la altă adresă. Și apoi după aia la Detroit, la Taylor, Michigan. 3 ore jumătate. Dați un like, un share, un subscribe, canal Life is Good Enjoy. O zi destul de încărcată, să zic eu, știi? 4 pick-up-uri. Hai că și da. Bun, așa. Fain să lucrezi și local, știi? Seara ești acasă. Hai că e bun, așa. Bă, dar e cald, e frumos afară, scuzați freza. O, s-o pregătit de freza și de un altul. Bun, așa. Hai bă, frate, bă! Am mers la cealaltă încărcare și am încărcat repede încă 10 paleți și mergem spre destinație, acum mergem la warehouse Taylor, Michigan, avem de cum 3 ore și ceva, între timp se face seara, așa că ziua de azi a fost o zi fulă, frate, o zi destul de încărcată. Da, frate, dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, un share, un subscribe, canalul Life is Good Enjoy, rămâneți cu noi pe canalul acesta, lăsați un comentariu, rubrica comentarii dacă v-a plăcut. Dați un like cât de mare, abonați-vă, apăsați clopoțelul pentru a primi toate notificările și ne revedem cu un alt vlog. Probabil că o să mai filmez vloguri, dar trebuie să-mi iau GoPro cu mine, frate, să am baterii la mine. Hai că da, mă bucur foarte mult pentru prima zi cu trocul, foarte, foarte mult mă bucur. E extraordinar, foarte frumos, frate. Abia am așteptat să merg cu trocul. Mergem pe aici local deocamdată, așa, hai că da. Rămâneți cu noi, stima vouă! Da, frate, era să fac și pana prostului. Hai că și da. Am oprit să pun gheț aproape, am ajuns la destinația aici, Michigan, și am oprit să pun gheț, frate, că era să fac pana prostului. Asta mai trebuie acum, să fac și pana prostului, a? Păi ia să vedem cât e motorină aici, frate. Ia să vedem cât e motorină aici. Cât e dieselul? Ia să vedem. 4 și 13 și 4 și 14 DF, trebuie să pun de astea, la blue. Hai că da. Nu pot să filmez cu telefonul prea mult, că trebuie să rețin în mână și așa, că v-am putut. De aceea, cu share și subscribe, canalul Life is Good Enjoy.